Fiți atenți! Dacă s-ar elibera automat la naștere din nou, s-ar și vindeca automat la naștere din nou. Dar nu se întâmplă. Pentru că e nevoie de credință specifică ca să se întâmple. Hai să vă dau un exemplu. Dacă l-avem aici pe un băiat care se numește Ciprian. Și Ciprianul nostru aude Evanghelia și vrea să se pocăiască. Dar Ciprianul nostru nu are probleme. Are diabet. Ciprianul nostru are diabet. Și el e convins că Dumnezeu îl iartă, îl spală și îl face o făptură nouă. Acum eu vă întreb, la experiența pe care o aveți în biserică. Dacă Ciprian ăsta se pocăiește, Dumnezeu îl iartă? Amin. Dacă el vine la stăruință și cere boteză cu Duhul Sfânt și el crede și primește, Dumnezeu îl umple cu Duhul Sfânt? Nu. Va scăpa Ciprian de diabet dacă îți botează în apă? Nu. Dar de ce, oameni? Nu a fost specific. Asta. Nu a fost specific.